Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ne-am regăsit la o serie de emisiuni desfășurate sub egida evenimentului istoric, revista lunară pe care o edităm de 5 ani de zile și care va duce de fiecare dată, în măsura posibilităților și a inspirației pe care o avem, subiecte cât mai interesante. Acum ne-am gândit, plecând și de la un sondaj pe care l-am făcut printre cei care ne urmăresc și am întrebat ce alt tip de emisiune și-ar dori în afară de cele politice, plecând de la rezultatele acestui sondaj, am decis să facem un ciclu de emisiuni dedicate istoriei mai puțin cunoscute. Istoria altfel decât la școală, dacă vreți. Istoria altfel decât în manual. Și nu puteam începe decât cu un om care, din punctul meu de vedere, a schimbat fața istoriografiei românești prin talentul, inspirația și cerbicia de care a dat dovadă. Este vorba de istoricul Alex Mihai Stoenescu și de o lucrare, era zic o carte, dar nu e o carte pentru că sunt patru volume, extrem de consistente și extrem de dense, Istoria loviturilor de stat în România. Și am decis să purtăm acest dialog cu el pe parcursul a mai multor etape pentru că am constatat că, hai să luăm numai perioada României moderne, din 1821 până acum, am avut cel puțin vreo două răscoale, vreo trei revoluții și nu știu câte lovituri de stat, că nici nu mai știm să le numărăm de la un punct încolo. Pentru că dacă o revoluție o poți defini cât de cât, o răscoală la fel, loviturile de stat uneori sunt mai subtile și nu descoperi. Uneori se ascund, așa cum s-a întâmplat în decembrie 1989, sub aparența unei revoluții. Alteori se ascund chiar sub aparența unei răscoale, pentru că, și o să discutăm lucrul ăsta, răscoala de la 1907, mulți istorici susțin că a fost, de fapt, o tentativă de lovitură de stat. Dar haide să intrăm în subiect. Bine ai venit, Alex! Bine v-am găsit! Mulțumesc mult că ești alături de noi în acest demers. Un demers pe care îl facem pentru cei care, repet, vor să afle o parte a istoriei mai puțin cunoscută. Este o parte a istoriei României. Astăzi ne-am propus să începem cu Alexandru Mihai Cuza. Ioan Cuza. Ioan Cuza, da. De la Alex Mihai Soenescu. Alexandru da, Mihai Cuza da. Era doar un pas. Da. Alexandru Ioan Cuza. De ce cu el, Alex? În primul rând, eu vreau să-ți mulțumesc pentru invitație și prin prietenia care ne leagă, am acceptat să apar din 2011, n-am mai apărut, iată, 12 ani, și m-am retras și din viața politică și viața publică și m-am dedicat numai cercetării istorice. Alexandru Ioan Cuza este, dincolo de personalitatea istorică, o imagine, îi se spune de regulă, legendară. O imagine pozitivă. Are o încărcătură mitologică foarte puternică în mentalul colectiv. Vă rog să vă amintiți că în anul 2000 s-au făcut niște sondaje și niște televiziuni au făcut un întreg concurs și sondaje naționale pe teme istorice și au rezultat acolo niște personalități istorice principale ale României și erau Mareșalul Antonescu, Ceaușescu, pe care l-au scos pentru că nu convenea, l-au scos din listă, după care au recunoscut că pe locul 2 era Ceaușescu, Iuliu Maniu, Alexandru Ioan Cuza, bineînțeles, și așa mai departe. Deci Alexandru Ioan Cuza are această imagine pozitivă aproape categorică în istoriografia și în imaginea poporului. Asta spune, mentalul colectiv. În mentalul colectiv e foarte solid făcut, omul reformelor, primul domnitor român, cel care chiar stă la baza constituirii statului modern român, lucruri care sunt reale. Dar care, în realitate, a avut o anumită evoluție criticată de către opoziția politică pe care a cunoscut-o în perioada lui. Iar punctul cel mai interesant al acestei imagini istorice
aproape generale a lui Alexandru Iancuza este de fapt felul în care a fost răsturnat și de ce a fost răsturnat. Și anume acea imagine rămasă cu sintagma monstruoasa coaliție. S-a format o coaliție între liderii partidelor politice, tuturor partidelor, s-au unit dușmanii ca să răstoarne pe acest om bun, pe acest domnitor. Da. Intrăm puțin în substratul acestei imagini. Nu care cumva Alexandru Iancuza a beneficiat și de, în toată perioada comunistă, de o istoriografie favorabilă pentru fără discuție. Tocmai avea toate atributele care conveneau și nu avea atribute omul care să deranjeze. Omul de mână forte. E mână forte la un moment dat. Cel care deci, dă pământ țărănul, care istoria, se clarizează exact, pământurile mănăstirilor. Istoria domniei lui Alexandru Iancuza are câteva elemente care într-adevăr au fost ocolite de istoriografia română. Vreau să vă spun că după ce a apărut prima mea carte 97-98, Armata Mareșalului și Evrei, care s-a bucurat de un mare succes, a fost vârful de vânzare de carte în 1998, cronici, mă rog, foarte bune, multe favorabile și așa mai departe, am fost chemat la Academie de marele istoric Florin Constantiniu. A vrut să Dumnezeu să o odihnească, mare istoric. A vrut să mă cunoască, atunci am început să discutăm. Și sigur, a apărut acest subiect. Și zice, domnul profesor, domnule, ce se întâmplă? Uite, sunt niște enigme în istoriografia noastră care era 97-98, trecuseră vreo 7-8 ani de, în care ne așteptam ca lucrurile astea să fie înlămurit. Să se lămurească. El pregătea o istorie sinceră a poporului român, o carte fundamentală. Da. Așa. Superbă. Dar care este o sinteză, așa, dar nu este un tratat istoriografic ăla care să ia documente, fapte. E o istorie sinceră, cum spune, într-adevăr, extrăgând esența și anumite elemente controversate. Titlul e luat după o lucrare aportată în Franța. Că era o istorie sinceră a poporului francez și el văd, bun. Și el mi-a spus atunci, domnule, a fost într-adevăr această propagandă cu o serie întreagă de cu acest curent chiar nu neapărat naționalist, dar un curent de afirmare care se sprijinea în primul rând pe principiul continuității, poporul român, continuitatea poporului român, și doi, care refuza discontinuitățile istorice, unde se află lovituri de stat, unde se află revoluții sau mișcări care de fapt schimbă niște situații nu neapărat favorabile și așa mai departe. Deci a existat această și îmi spunea chiar, zice, noi la Academie, noi în cercetarea istorică, noi istoricii, profesioniști, am știut dintotdeauna ce spuneți dumneavoastră și în Armata Mareșalului și Evrei și în cărți și în ce ați publicat până acum. Dar n-am putut să scriem sau unii n-au vrut să se complice, n-au vrut. Bun, și așa, ca să explic pe undeva de ce m-am apucat eu să scriu și să mă fac istoric profesionist. Cu avându-l ca mentor din acel moment pe Florin Constantiniu, care mi-a arătat toate lucrurile și în primul rând m-a învățat să pornesc de la bază și anume de la metodologie istorică, adică de la istoriografie. Sigur, există, prin urmare, această contradicție. Mare patriot, primul domnitor român important, deschide perioada domniilor românești moderne, face marile reforme, în primul rând reforma agrară, modernizează statul, introduce senatul și așa mai departe, legile militare, ale armatei, ale jandarmeriei, deci instituțiile statului toate sunt prefigurate de acest domnitor. Așa. Sub acest domnitor, pentru că până nu a făcut-o singur. A făcut-o cu Grănicianu, exact. Sigur, cu guvernele lui. Mulți, fără discuții. Și sigur, contradicția este următoarea. Dom'le, ce a apucat pe liderii partidelor să-l răstoarne tocmai pe omul ăsta? Printr-o monstruoasă, că de-aia a fost numită monstruoasă, că s-au coalizat dreapta cu stânga.
adică conservatorii. Da, de curiozitate te-ai uitat să vezi cum apare termenul ăsta de monstruoasă coaliție? Da, da, este în presă, din ziare, erau pe vremea aia. Da, deci aveam clickbait și pe vremea aia. Da, fără discuție. Erau Telegraful, Românul, erau ziarele astea, Epoca, apăruse și așa mai departe. Deci, ziarele din Moldova. Da, pe de altă parte, personajul are și o notă livrească fără discuție. Extraordinară. Până la urmă este un singur om care profită de o lipsă de precizie în ceea ce a însemnat acordul între marile puteri în privința Principatului României. Fără îndoială că... Da? Care nu specifica faptul că o singură persoană nu poate să aibă ambele funcții. Da, e vorba fără îndoială de un proiect personal, care e un proiect politic și care este un proiect și european la același timp, pentru că el nu a făcut multe lucruri de capul lui, ci într-o corelare cu Franța și în primul rând cu împăratul Napoleon al III-lea. Deci tot ceea ce s-a întâmplat sub domnia lui au fost lucruri cântărite, făcute cu un anumit scop și scopul era de constituirea statului național modern. Este un aspect foarte important. Ce trebuie spus pentru cei care nu știu istorie este că la acel moment, în continuare, principatele române erau sub suzeranitate otomană. Sigur, sub suzeranitate otomană. Dar aveau un statut de autonomie, așa numitele capitulații. Capitulații, deci, care capitulații erau oricum sute de ani. Nu erau sute de ani se inventaseră atunci. Și funcționau. Datorită acestor acte, acestor numite capitulații, documente semnate de domnitorii români cu înaltă poartă, s-au desfășurat marile bătălii istorice. Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Mihai Viteazul, toate aceste lupte s-au făcut pentru a împiedica schimbarea acestui statut de autonomie, al religiei, al dreptului de a alege domnitorii și așa mai departe. Bun. Cazul Ioana Alexandru Cuza este foarte interesant prin niște amănunte pe care istoriografia noastră le-a ocolit sau le-a prezentat pasager, așa, ca fiind minore, dar în realitate ele au contat foarte mult. Totul începe de la celebra proclamație de la Islas. Proclamația revoluționară de la 1848. 1848, care oricum e un an revoluționar în toată Europa. N-a revoluționat în toată Europa. În realitate, potrivit istoriografiei europene, prin revoluție în 1848 se înțelege întreaga mișcare revoluționară din Europa, în care au fost implicate și anumite organizații, anumite... Vorbești de francmasonerie. Da, și de francmasonerie, societăți secrete, care au asigurat forma aceasta europeană. Pentru că avem... Unitatea, de fapt. Noi spunem unitatea. E unitate noi spunem revoluția de 1800, de la Viena, de la Paris, de la Praga, deci la Pesta și așa mai departe. De la București, din România. Proclamația de la Islas, acum revenim la subiectul nostru, avea o prevedere la articolul 5 care spunea: domnitorul va fi ales din rândul cetățenilor pe o perioadă de 5 ani și se va întoarce în rândul cetățenilor. Acest text a fost modificat între ei, dar esența lui este cea pe care o vă spun. Deci, repet, această proclamație spunea: domnitorul vine din rândul cetățenilor, domnește 5 ani, foarte important, după care revine în rândul cetățenilor. Deci nu mai provine din domnitorii români, din fanarioze, trebuie să fie așa. Povestea acestei proclamații de azi, foarte interesantă, n-am să revin, am prezentat-o în detaliu în cărțile mele. Este următoarea, că în momentul când izbucnește revolta de stradă, revoluția de la București, 1848, revoluționarii întocmesc acest document pe baza proclamației de la Islas, pe care îl numesc Constituție, Constituțiune. Iau cu asalt Palatul Domnesc, pătrund înăuntru, și îl obligă pe domnitor Bibescu să semneze, îi cer, semnează Constituțiunea,
faptele relatate de martori oculari se prezintă oarecum altfel. Într-adevăr, revoluționarii au pătruns în palat cu textul Constituției. Domnitorul se afla la masă cu Bal și cu câțiva cunoscuți apropiați. Au năvălit peste el în sala de mese, i-au înaintat, semnează Constituția și Bibescu a citit-o și le-a spus, erau goleștii, brătienii, erau și le-a spus, zice, să știți că în mare parte sunt și eu de acord cu asta și o semnez fără probleme. Și semnează, după care se întoarce la valet și spune, mai pune un tacâm la masă. Pentru, se mai pune și tacâmul la masă pentru revoluție. Acum trebuie spus următorul lucru. Există această tendință de a prezenta istoria ca o înșiruire de fapte programate, gândite și puse în aplicare prin niște planuri, mai ales prin conspirații secrete și așa mai departe. Există un element, nu insist, poate altă dată, dar există un element fundamental al istoriei, al desfășurării istorice, și anume hazardul, întâmplarea, faptul neașteptat. Revoluționarii ies cu Constituția semnată în balcon, în fața unei mulțimi care aclama. Mulțimea se urcă pe balcon, Constituția este smulsă din mână și se pierde ruptă, distrusă în mulțime. Faptul interesant este că revoluționarii s-au făcut frică, pentru că știau că există niște forțe, era vorba de trupele coloneilor Solomon și Odobescu, tatălui Alexandru Dobescu, care urmau să intervine pentru a distruge, aia aresta, îi băga până în închisori și așa mai departe. Ce explicat este că atunci când vorbim de Palatul Domnesc, era o casă. Da, fără discuție, era o casă. Când vorbim de faptul că s-a strâns mulțimea, da, erau câteva zeci, sute, da, de oameni, maxim. Deci nu era, dimensiunea era cu exact, foarte bună precizare. La acea vreme. Revoluționarii se sperie și fug, se refugiază în diferite locații, case din București, așteptând să se întâmple ceva. Faptul neașteptat, deci hazardul, este că Bibescu, domnitorul, având o situație de familie foarte grea, soție foarte bolnavă, care îl bătea la cap de mult timp, hai să lasă domnia și hai să plecăm la Paris, unde și ea să trateze și el să stea liniștit, să ocupe, vrea să ocupe de studii, de arheologie, de istorie, deci avea cu alt. A fost un intelectual de mare rafinament. Și spre surprinderea tuturor, Bibescu abdică. Bun, s-a încercat și un atentat asupra lui, s-au încercat tot felul de manevre, dar el abdică și lasă domnul. Și se întâmplă lucruri. Elementul istoric care ne interesează pe noi este că acea Constituție temeiată pe proclamație avea acea prevedere. Domnitorul... Astăzi am spune democrație, nu? Da, foarte. În sfârșit, cunoaștem, revoluția a fost înfrântă, s-a format comitetul, s-a înfrânt, au fost arestați, s-au plecat în exil în Franța, în Germania, revoluționarii. Așa. Ei trăind în exil cu pașapoarte otomane ca cetățeni otomani și primind pensie de la statul otoman. Ciar Rossetti, de exemplu, și recunoaște memoriile lui, domnule, eu eram plătit de imperiu și a păstrat pașaport otoman până la moarte. Sunt foarte interesante lucrurile astea, dar, sigur, ele denotă și o anumită mentalitate și o situație, de fapt, atunci, care nu trebuie radicalizată, domnule, ăștia revoluționari au vrut să răstoarne, să facă România democratică și așa mai departe. În momentul în care, prin tratatul de la Paris și prin conferință 56-58, se hotărăște ca în România, în țările române, principatele române, Moldova și țările românești, să aibă loc alegeri, să se facă celebre adunări ad hoc și să se aleagă domnitori, și apare totodată ideea și perspectiva unui domnitor străin pe tronul, adică posibilitatea de a se uni chiar, dar după ce
se fac aceste alegeri libere, democratice, se aleg domnitori și apoi se pune problema să se negocieze un domnitor străin. Din diferite motive, știți, se credea că familiile boierești vor fi partizane și nu e bine ca domnitorul să provină dintre ei. La 1859, începutul anului, 5 ianuarie, Iași, Partida Unionistă avea majoritatea în adunarea de la Iași, de din Moldova. De ce era raportul? Că asta m-am întrebat citind În timp ce la București era invers. Era Partidul Conservator. Da. Nu exista Partidul Conservator. Dar de ce erau mai unioniști în Moldova decât în Țara Românească? Acolo existau niște personalități, între care Mihail Cogălnicianu, care reușiseră să facă o campanie foarte eficientă la țară, în tot statul, că de fapt era un stat principat. Pe de altă parte, după părerea mea, a fost mult mai programul Partidei Naționale, mult mai coerentă ideologia unionistă a acestei grupări foarte importante. În Moldova exista, spre deosebire de Muntenia, o anumită formă de naționalism incipient, foarte moldovenească. Așa. Ei considerau că limba moldovenească este limba pură, iar de Muntenia limba românească e stricată. Situația fiind limba literară românească, situația fiind exact invers. E, de fapt, limba română modernă este luată în aspecte, forma pe care avea în jurul Brașovului. Eminescu de aceea a contat foarte mult în dezvoltarea limbii moderne. Am închis paranteza. Deci, la 1859 știm ce s-a întâmplat. Istoriografia a prezentat faptele. Candidatul era... Scuze-mă, hai să nu depășim momentul ăsta, pentru că eu am mai găsit o explicație. Da. Unu, viața intelectuală era mult mai puternică în Moldova decât în țara, în jurul Iașului, decât în jurul Bucureștiului. Doi, influența otomană era mai mică. Era mai mică fără la Iași decât la... Plus că acolo erau două influențe foarte importante, provenite mai ales după regulamentul organic, și anume rusească și austriacă, ulterior austro-ungară, în 1867. Deci, la 1859, la alegerea domnului la Iași, știm ce s-a întâmplat, fără să intru în detalii. Candidat este era Alexandru Ioan Cuza. Candidat era Costache. De ce? Candidat era Costache Negri. Da. Candidatul la despre domnul. Asta e vorba. Da. El însă a refuzat, iar atât în memoriile, în textele Dumitru Brătianu și Ion Brătianu mai târziu, și în alte texte istoriografice de analiză, se pare cauza refuzului a fost o problemă medicală. Pur și simplu avea o erupție de furunculoză, toată fața era acoperită de furuncule și nu se putea prezenta în acel moment nici la alegeri, nici la domnie și așa mai departe. Plus că se pare că recidivau aceste... Există chiar și o replică tradițională, nu e consemnată într-un document oficial, în care Cogălnicianu i-a și spus: vrei să fii domn cu bubele astea pe față și așa mai departe. În sfârșit, el refuză, asta e important. Adunarea făcută în celebra sala elefantului de la Iași, din casa de la Iași, așa, a intrat într-un impas. Ei nu știau practic pe cine să aleg. Și atunci, Mihai Cogălnicianu, exasperat de faptul că ei nu sunt în stare să aleagă, a spus: eu plec, vă las, abandonez și nu mai amestec și treaba voastră ce faceți nu mă interesează. Ceea ce era o pierdere mare, pentru că era liderul mișcării unioniste și al Partidului Unionist. Și în condițiile astea, o rudă de-a lui Cuza spune: mai bine luăm pe colonelul Cuza, care avusese tot felul de episoade favorabile mișcării unioniste. Colonel era la momentul ăla nu semna de fapt un soi de șef al armatei? Da, era șeful așa numite, că nu era o armată organizată, așa numite a trupelor de la Iași, și din județ și din oraș. Și asigura și paza și poliția, deci
era o garanție, că asta vreau să spun, era o garanție, era o garanție și că nu va exista o reacție violentă împotriva alegerii. În al doilea rând, mai era un aspect foarte important. Cele două documente fundamentale, Tratatul de la Paris și Convenția 1856-1850, prevedea o dată limită. Asta e un lucru care nu s-a spus la noi. Prevedea ca domnitorii să fie aleși până la 24 ianuarie. Termen limită de la care, dacă nu se pronunță, Imperiul Otoman, sunt considerate partea Imperiului Otoman. Deci era extrem de mare pericol. La Iași, pe 5 ianuarie, nu exista această presiune, dar tot parcursul fusese trecut. Deci Iașul, Moldova trecuse prin toate etapele și ajunsese la desemnarea domnitorului, alegerea lui în adunare și așa mai departe. În felul ăsta a fost ales colonelul Cuza la 5 ianuarie 1859. La București situația a fost mult mai complicată. Bun, din momentul ăla delegația din Moldova pleacă spre Istanbul. În următoarele zile, da. Ca să prezinte sultanului... Ajunge la București spre sfârșitul lunii ianuarie. De ce? Pentru că ei au fost în relație cu Bucureștiul, așteptând ca și Bucureștiul să aleagă domnitorul și să meargă cele două delegații împreună. Pentru că nu s-au gândit, ei n-au avut incipient ideea de a alege un singur. Nu. Deci, asta trebuie spus. Avut. Ei așteptau. N-a fost un complot. Zic, domne, indiferent. Așa cum ni s-a prezentat noi, indiferent. Ei se gândiseră să facă. Moldovenii au zis, domne, indiferent pe cine alegeți. Sigur că își doreau să fie partida unionistă, dar cu un conservator aveau majoritatea, era greu de crezut. Dar delegațiile merg împreună. De ce? Pentru că, de fapt, ideea unității statului, ideea unirii principatelor, exista dinainte la ei și la Munteni, și la Partida Națională din Muntenia și la Partida Națională din Moldova. Și atunci, la București, s-a întâmplat următorul lucru. Sunt câteva lucruri importante, fapte importante care nu au fost explicate, dar care reprezintă cauzalități și care determină explicațiile adevărate pentru ceea ce s-a întâmplat. Partida Națională, așa numiți liberal roșii. Și aici roșu fiind culoarea revoluționară. Culoarea revoluționară din Franța. Din Franța. Da, exista Partida Roșilor în Franța. Și aici ar trebui o paranteză, dacă îmi permiți, ca să se înțeleagă niște lucruri, nu foarte lungă. Și anume că, de fapt, toată această mișcare revoluționară se întemeia pe niște principii ale Revoluției franceze și așa mai departe. Se desfășurase mai întâi în Franța, iar revoluționarii români participaseră. Unii dintre ei, Bălcescu, Brătianu, au participat la Revoluția din 1848 de la Paris. Drapelul național al nostru, care a fost depus de Brătianu la primăria Parisului, cusând, Maria Rossetti, cusând cele două, dacă exista drapelul Moldovei și drapelul Munteniei, alb cu roșu și alb cu albastru. Și le-au combinat, dar pentru că culoarea de la mijloc era alb și ăsta era steagul Franței, atunci au pus galben. Deci asta este explicația, roșu, galben și albastru. Roșu, galben și albastru. Și l-au prezentat la primărie și după aceea a devenit drapelul național, după unire și așa mai departe. Deci, aceste mișcări revoluționare și Revoluția din Franța și toate mișcările au determinat un anumit tip, au stat la baza constituirii unor principii de formare a unui stat modern. Lucru pe care l-au încercat și revoluționarii români și unioniștii. S-a întâmplat însă un lucru grav, ca să spunem, că veni vorba de o poveste a trădărilor. Napoleon al III-lea, care a pornit ca sprijinitor al Revoluției și al Republicii, două lovituri de stat și să face împărat, și toată mișcarea naționalistă, toată mișcarea revoluționară, republicană, se revoltă împotriva lui.
printre acțiunile făcute împotriva lui Napoleon al III-lea au fost și câteva atentate la viața lui. Închid paranteze. Sunt multe, revoluționarii l-au vânat, pentru că l-au considerat revenim la franceză. Situația de la București din ianuarie 22-23 ianuarie 1859. Se întâmplă următorul lucru. L-avem pe Cuza ales în Moldova și alegeri pentru adunarea ad hoc în Muntenia. Mandatul lui Ion Cebrătianu, revoluționar de frunte și om politic, deja se contura ca un politic și conducător și lider, este invalidat pe motivul că Ion Cebrătianu are cazier. Că a fost condamnat și închis. Și a făcut închisoare. Ca urmare a participării, a implicării la unul dintre atentatele împotriva lui Napoleon al III-lea, fapt pentru care a fost arestat și închis. Da. În închisoare, potrivit lui Victor Hugo, care într-una din lucrările sale, din cărți, din articole și din cărțile sale, vorbește despre o conspirație republicană franco-română, franco-valahă, spunea el, în care a fost implicat și români. Brătianu a fost închis, fără îndoială, și a fost închis și cu revoluționari, între care un individ foarte interesant, un evreu, Cremieu, celebru Cremieu, care devine ulterior președinte Alianței Israelite Universale, reprezentanța evreilor în întreaga lume. Se pare că au stat împreună în închisoare, s-au cunoscut oricum. Și s-a întâmplat un lucru foarte important despre care istoriografia noastră n-a vorbit. A dat citate ample din presa franceză, din presa germană, din toate articole favorabile din presa occidentală care cereau unirea românilor, afirmarea statului național român. Deci toate acele citate din presa străină erau de fapt în marea lor majoritate sprijinite de către Alianța Israelită Universală și finanțate de bancheri. Bun, câtă importanță ai ca să lămurim? Are importanță asta. Pentru importanță că a avut la acel moment? Vom discuta, în acel moment a avut foarte mare importanță, pentru că tot ce însemna influență masonică și ea a existat fără discuție, nu poate fi exclusă din istoria României, fără conspirații și alte povești de genul ăsta și tot felul de speculații, ea a existat, toți acești lideri revoluționari români erau masoni și erau membri a unei loji din Franța și din Germania, deci masoneria din România încă avea un aspect străin, era condusă de străini și era un aspect. De-abia până 1880 apare un mare mason, capitanul Moroiu, care face marea lojă românească, de română. Cu ca o paranteză, loj. Că fac și eu acum ca o paranteză, l-am găsit, așa l-am descoperit și pe Bruckenthal. Așa, exact. Ca fiind membru într-o lojă masonică împreună cu împăratul. Exact. Deci, încercăm să adunăm toate elementele astea pentru a arăta următorul aspect. La București, existând o majoritate conservatoare, se mergea spre o domnie Știrbei sau Bibescu. Erau aceeași familie și au schimbat numele la un moment dat. O domnie așa. Iar Partidul Conservator a apărut în 1880 legal, dar exista Partida Conservatoare a marilor proprietari, moșieri și așa mai departe, care erau antirevoluționari. Ei erau complet opuși și pe bună dreptate și Partidei Roșilor, pe care îi considerau comuniști, chiar comuniști le spuneau, așa, și revoluționari. Comunismul vine de la Comuna din Paris. De la Manifestul Partidului Comunist, care e în 1848 al lui Marx. Și Comuna din Paris. Era vorba de mișcarea revoluționară. Da. E la 1870. Bun. Și atunci se întâmplă următorul lucru. Pentru că, de ce am dat informația legată de invalidarea mandatului lui Brătianu? Partida Liberalilor, în care deja se conturase ca lider Ion C. Brătianu, organizează un protest
aproximativ 200 de orășeni, târgoveți, ziariști și câțiva țărani din sate din apropierea Bucureștiului, care se duce la mitropolie, la dealul mitropoliei, unde era adunarea națională, și protestează, încearcă să pătrundă chiar pe deal ca să protesteze pentru faptul că nu se admite mandatul lui Ion Cebrătianu. Asta este cauza reală care a fost astupată sau transformat într-un eveniment independent fără legătură cu ce s-a întâmplat cu faptele. Propaganda liberală și după aceea socialistă și comunistă, adică ziarele, că asta era propaganda pe vremea aia, a transformat această manifestație cu strigăte, cu încercarea de a forța cordonul de poliție și așa mai departe, a transformat-o în manifestația de masă a bucureștenilor și a țăranilor pentru unire. N-aveau nicio legătură cu Cuza. N-aveau nici habar n-aveau cine e Cuza. Știau că e un domnitor în Moldova nou ales, cine e Cuza, nu știu. Informația circula vag. Ei de fapt protestau, deci toată mișcarea fusese organizată într-adevăr ca să blocheze intrarea în acțiune și votul din adunare, pentru că s-au produs ilegalități și în primul rând nu a fost recunoscut dreptul de a fi reprezentant după ce a fost ales, că fusese ales, nu îi se recunoaște dreptul de a fi și parlamentar, de a fi membru în adunare. Sigur că Brătianu ar fi manevrat altfel grupul parlamentar liberal și moderații, ar fi negociat, era foarte important ca liderul să afle acolo. Ori acolo era liderul conservator, care era Barbu Catargiu, foarte important, mare personalitate, un lider politic de care excepție, va sfârși asasinat. Care va fi tocmai datorită acestui. Deci lucrul ăsta se lănțuie, dar nu au fost spuse la noi. Asta se întâmplă și am încercat să le explic aceste lucruri, să înțelege cauzele. Până la urmă să ajung și la de ce a fost răsturnat un domnitor atât de bun. Către cei care l-au pus, că așa de către cei care l-au pus, tocmai, exact. Deci n-a fost o putere străină. Și atunci venim la chestie. Deci propaganda, chiar dinainte de comuniști, propaganda liberală, ea a transformat această mișcare de protest pentru situația lui Brătianu în masele populare care iau cu asalt adunarea și o obligă, mergând mai departe cu minciuna, mai departe, obligându-o să le aleargă pe Cuza. N-aveau absolut nicio legătură. Dar presiunea a existat. Comandanții militari au comunicat la adunare: dom'le, nu putem să-i ținem, la un moment dat vor năvăli peste voi. Și atunci conservatorii hotărăsc suspendarea lucrărilor adunării. 23 ianuarie. Problema era următoarea și o spun din nou ca să înțeleg. Pe 24 expira, era termenul limită în care se putea numi un domnitor în cele două principale. Putea fi ales, da. După care putea fi ales. După această dată, marile puteri considerau principatele ca parte a Imperiului Otoman. Deci ne prăbușeam într-o situație mai gravă decât înainte. Și în consecință era o presiune, un termen limită. Parlamentarii, deci membrii adunării conservatori, se retrag, urmând să analizeze, să discute, să găsească o soluție. Pentru că ei vreau în continuare pe Bibescu sau pe Știrbe, adică ei aveau candidatul și aveau majoritatea să voteze, să-l aducă. Între timp, la București ajunge delegația de la Iași, cu emisarii, cu reprezentanții lui Alexandru Ioan Cuza, deci delegația Moldovei care alesese deja domnitorul în persoana lui Alexandru Ioan Cuza. Și se hotărăsc, iarăși un subiect de istorie denaturat, se hotărăște o întâlnire secretă între liderii conservatori și liderii liberali, cu Brătianu, care nu era... N-avea calitatea era de parlament. Era membru în adunarea electivă.
Acest lucru se petrece la hanul, la hotelul Concordia din București, ăla despre care se mai discută din când în când că a fost, că e dărâmat, că trebuie, ăla trebuie refăcut. E un monument istoric, e locul. Și o să explic și de ce este important. Pentru că istoriografia noastră și cea dinainte de comunism și mai ales după comunism a prezentat întotdeauna că alegerea lui Cuza, dubla alegerea lui Cuza a fost efectul voinței naționale și mai ales a maselor populare din București, care ele au hotărât să, sub presiunea maselor... Asta e partea propagandistică. Partea propagandistică. În realitate, alegerea lui Cuza și în Muntenia a fost rezultatul acestei negocieri politice între partide, împreună cu delegația din Moldova, făcută noaptea de 23-24 ianuarie la București. De acolo au ieșit cu această înțelegere. Și aici fac o paranteză. Nu era, această înțelegere nu e surprinzătoare. Și am să explic de ce. Am folosit de mai multe ori în această discuție expresia Partida Națională. Ea s-a constituit în Transilvania în perioada 1821-22. Din boierii refugiați din Muntenia, după care au venit și din Moldova câțiva, la Sibiu și la Brașov. Și acolo au constituit pe structură masonică această Partidă Națională, în care au hotărât toată această transformarea României în stat modern, deci absolut toate principiile care vor sta la baza proclamației de la Izlaz, adică a Constituției statului modern, stat democratic, cu parlament, cu toate. Deci mai ales ieșirea de sub autorități, deci independența națională, toate lucrurile astea s-au făcut, și iar Partida Națională de la Sibiu și Brașov din 1921-22 conținea și conservatori și liberali roșii. Deci, și la un moment dat și Bibescu și Știrbe au trecut pe acolo și au participat. Deci, acolo s-a constituit acel nucleu național cu ideologie. Acolo s-a hotărât să se scoată reviste și publicații în limba română. În limba română. Revista, Societatea Filarmonică, care de fapt era o societate fațadă a unei societăți secrete, care era asta, de tip masoni. Mai mult decât atât, principalii lideri, de data asta numai liberal, Goleștii și cu Brătienii, cu Eliade Rădulescu, depun un jurământ masonic în biserica de la Golești în 1826. Foarte important. Între timp, Academia Română a găsit documente și le-a publicat. Ele sunt publice, nu sunt fantezii astea cu francmasoni. Nu. S-a depus un jurământ masonic pentru constituire, pentru unire, pentru constituirea jurământul statului. Masonic, hai să explicăm ce semnificație avea. Îi obliga pe toți participanții, indiferent de coloratură politică, da, să respecte obiectivul pe care și-l au exact, asumat. Exact. Că de fapt aici a fost... Erau de fapt două aspecte. Unu, angajamentul ideologic și doctrinar. Și doi, respectarea secretului, adică să nu trădeze. Asta era foarte important. De fapt, la noi toată această poveste cu istoria francmasoneriei este oarecum aproximativă. Erau mai degrabă societăți secrete pe principiul masonii. Nu respecta regulile francmasoneriei britanice, englezești. Bun, dar și, de altă parte, dar, și în Europa francmasoneria era în apăruse, formare. Apăruseră... era recentă, nu era... Da, mișcarea francmasonică continentală, italiană și franceză, mai ales franceză, care va conduce la Mare Orient al Franței și la toate formele, care se desobea fundamental de francmasoneria originală britanică prin două aspecte esențiale. Zic că sigur se desobea pe mai multe, dar două erau aspecte. Unu, interdicția de a face politică în lojă. Doi, interdicția de a aborda subiecte religioase în lojă. Bun, pentru că Franța... Franța a încălcat asta și la un moment dat s-a ajuns în perioada interbelică. Erau declarații oficiale ale Marii Loji, ale Marii Orient, când forma guvernele. Iar guvernele Franței s-au format mult timp în lojile masonice și după aia
Iar uneori se țineau ținute manuși sonice la guvern. Deci în Franța situația a evoluat. Bun, deci noi suntem într-o... Pentru noi, tot acest aspect, dacă ne uităm și pe frăția și pe documentele frăției, are această conotație de societate secretă, care, sigur, unde elementul framason era păstrarea secretului, să nu trădezi, să nu... Dar cred că și, inclusiv, și acel aspect era important, faptul că, indiferent de convingerea politică pe care o aveai, să existe unitatea interiorul organizației, corect. Era unitate. Era unitate. Iar asta fusese restabilite la Sibiu și Brașov de așa numita Partidă Națională, unde ei acolo au hotărât România modernă. Acolo s-a hotărât. După aceea s-a făcut și jurământul. De ce insist pe jurământul din 1826? Pentru că avem o situație legată de Alexandru Iancuza. Deci după întâlnirea de la Concordia a doua zi, în mod inexplicabil și de neexplicat în istoriografia română până în 90, așa, dintr-o dată majoritatea conservatoare votează alegerea lui Alexandru Iancuza în Muntenia, la fel ca Moldova. Deci același domnitor pentru tot ce... Asta fiind, de fapt, rezultatul înțelegerii negocierilor de noapte de la Hotelul Concordia. Eu au spus, domnule, stați puțin. Pentru că propunerea unioniștilor acolo, adunarea aia, delegația Moldovei și cu liberalii, erau o majoritate față de la tratative, față de conservatori. Iar Barbu Catargiu a înțeles, ca om politic matur, ca mare personalitate și om politic de mare rafinament, a înțeles foarte clar că suntem într-o situație limită, că trebuie să cedeze și că numirea unui domnitor de la, și în Moldova și în Muntenia, la aceeași persoană, o persoană agreată, pentru că nu e implicată politic, asta e interesa pe ei, să nu aibă și, Cuza și să nu provină Cuza din n-avea, familii domnești, să nu fie, deci îndeplinea condițiile. Poate prin soție, prin Elena Cuza, era, Și era și distant față de Truca și implicările lui fuseseră favorabile mișcării unioniste, dar fără excese, așa. Și a spus, domne, provizoriu și atenție, încep cuvintele importante, decisive. Provizoriu îl alegem, trimitem la Istanbul rezultatul că am ales și forțăm, pentru că era o forțare și a tratatului de la Paris și o forțare a Imperiului Otoman. Așa numitul de către Iorga fapt împlinit. Adică politica fapt împlinit atunci a fost. S-au trezit cu țări, marile puteri cu o situație. Ăștia din România, din Muntenia, din cele două principate, au ales aceeași persoană. Și nu era interzis. Că și asta e foarte... Da. Prin convenție. Iar după aia, sigur că și la în alta poartă, la Istanbul, și în, la Paris și peste tot la Paris, s-au explicat, s-au trimis emisari. Vasile Alexandrie, ambasador și toate personalitățile s-au dus repede și au explicat de ce au ales. E, insistându-se pe această formulă, că este o situație provizorie, după care Principatele Unite vor trece la domnitor străin dintr-o casă europeană, occidentală, așa cum stabilise acolo. Și Napoleon al III-lea și toți, absolut toți, au fost de acord. Are loc o negociere între Napoleon al III-lea și regina Angliei. Exact, deci au hotărât, care la momentul ăla erau cele mai importante forțe. Provizoriu lasă că acolo situația e limită, pentru că era în ultima zi, erau probleme. Așa, și plus că, într-adevăr, exista interesul Occidentului, mai ales al Franței, dar și al Marii Britanii, mai puțin așa, dar și al Germaniei, ca cele două principate să iasă de sub tutela otomană. Deci era lucru clar. Și să se formeze o barieră sau un stat tampon la Dunăre. Asta era foarte important. Pentru că asta însemna și drumul spre Austro-Ungaria, Ungaria era pașalâc otoman, deci vă dați seama care era foarte, de care a fost gândirea. Și noi am profitat de treabă și am făcut ce s-a numit de către Iorga politica faptului împlinit. Bun, s-a ales, s-a trimis la delegația la Imperiul Otoman, la poartă, și a spus, domnule, noi alesem. Poarta n-a avem fost... Avem chiar o ilustrație. Da, poarta n-a. Se spune că acolo Alexandru Iancuza, care era un bărbat frumos, l-a fermecat pe sultan.
Sunt multe anecdote. Da. Să ne înțelegem. Imaginarul. Da, foarte bine. De ce? Pentru că aici e un subiect. Mare parte din imaginea pozitivă a lui Alexandru Ioan Cruza a circulat mai întâi prin tot felul de legende. De exemplu, aproape pentru fiecare episod. Moșion, roată și unirea. Toate episoadele astea. Ocaua lui Cuza. Toate episoadele. Iar episodul din gravură are și el o anecdotică. Că i s-a dat o cafea fierbinte lui Cuza și acesta s-a fript și așa. Deci tot felul de episoade, habar n-avem în ce măsură este adevărată, dar totuși s-a creat această construcție care a fost foarte populară. Ea a pătruns, aceste anecdote, povestiri au pătruns la țărani. Foarte multe din alte idei și imagini n-au pătruns la țărani. Totul trebuie pus și în relație cu lucrurile pe care Cuza chiar le-a făcut. Da, fără discuție, ajungem și acolo. Când se vorbește de secularizarea veilor mănăstirești, ce nu se știe este că la acel moment 30%, între 25 și 30% din terenul arabil, Moldova, țara românească, era dat mănăstirilor de la Athos. Închinate, era închinate. Adică, prin testament, boierii lăsau... Și domnitorii, da. Da, și domnitorii uzufructul exact. Să plece la Athos. Da. Și erau mare plăcă, ei nu plăteau sigur, taxe, impozite, nu plăteau nimic. Fac o intervenție, o precizare. Biserica Ortodoxă, eu am avut discuții îndelungi și cu vicariatul și cu Dumnezeu să-l odihnească, Patriarhul Teoctist, pe care l-am cunoscut foarte bine. Biserica, ce se întâmplase? I se pusese pe dealul Mitropoliei o statuie a lui Alexandru Ioan Cuza. Mi se pare că și acum, dacă nu mă așa. Deci pe dealul Mitropoliei, Patriarhiei, s-a pus o statuie de nu știu ce guvern, ce, nu mai țin minte care. Și biserica a fost cu stai puțin, că noi avem probleme cu Alexandru Ioan. Încă mai avem de recuperat. Secularizarea nu a însemnat revenirea proprietăților la Biserica Ortodoxă Română. Și s-au dus în proprietatea statului. Deci Cuza pe noi ne-a naționalizat. Cum ar veni? Și lucrurile astea erau valabile, erau și vicariatul din anii 2000 încă discutau problema asta. Da, pentru că s-a pus foarte... acut probleme la un moment dat, deci, să ceară pentru înapoi Biserica acele... Ortodoxă, Alexandru Ioan Cuza e un personaj încă oscilant. Ele erau închinate, nu bisericii ortodoxe, ci ele erau închinate mănăstirilor de la Athos. Athos și produsul lor și banii și tot să ceau acolo. Și Cuza, prin această lege, în loc să redea proprietatea Bisericii Ortodoxe, a dat-o în proprietatea asta, după care din ea a făcut reforma în proprietării și așa mai departe. Unul din motive fiind tocmai ăsta. Să fie proprietar ca în proprietăria țărană să facă din proprietatea statului, nu din proprietatea proprietarilor, moșierilor. Asta a fost unul din subiecte de dezbatere. Păi da, 30% era enorm, pe vremea și aia. Revin. Deci, este ales Cuza și el vine în București de-abia pe 24 februarie, dacă nu mă înșel, în sfârșit. Este o întreagă scenă, tot. El urma să domnească, să stea și o perioadă la Iași și o perioadă la București. Nu mai lungesc. Și aduc următoarea informație foarte importantă, care a fost publicat, niște documente publicate de Dimitrie Sturza, care a fost și istoric. Și anume fost că prim-ministru. După, dar și prim-ministru, după alegerea lui Cuza la București și plecarea delegației, partida națională, dar în primul rând liberalii, au trimis la Iași un reprezentant, și anume pe Cea Rosetti, pentru a se întâlni cu domnitorul, noul domnitor Alexandru Ioan Cuza, și pentru a-l sonda și a-i cere să respecte Constituția, adică documentul ăla care pornea din proclamația de la Izlaș, ori articolul 5, spunea următorul, repet, domn, bun, ales din rândul cetățenilor, pe 5 ani. Pe 5 ani. Ori Rosetti s-a dus și a avut o discuție cu el, după care a trimis o telegramă, documentul există, de asta spun, l-a publicat Sturza și acolo să vede acest document, a trimis o telegramă la București lui Brătianu,
noul domnitor s-a angajat să respecte Constituția și prevederile ăștia. Deci s-a angajat să domnească 5 ani și după 5 ani să se retragă. Potrivit istoriei masonerii române, nu avem documente, dar este o tendință, o interpretare în istoricii masoni de la noi. Unul, că Alexandru Iacuza ar fi fost mason. Eu, da, asta e greu nu de demonstrat. Nu am găsit. A fi mason însemna niște lucruri, un anumit statut. Trebuia să fac parte într-o lojă, să ai viața masonică, adică să participi la ținută, ceea ce Cuza nu a făcut. Dar se vorbește că ar fi existat o lojă la Galați, da, în care el ar fi participat la un moment dat. E foarte vag. Un aspect. Al doilea aspect al acestei teorii este că vizita asta lui Cea Rosetti s-ar fi finalizat și prin luarea unui jurământ masonic de care vorbeam mai departe. Și anume, Cuza ar fi făcut promisiunea că va respecta acest termen de 5 ani de domnie și va abdica în momentul, timp în care în acești ani partidele pregătesc domnitorul străin. Cuza a acceptat să vină domnitor străin, a dat garanții că și sigur, această garanție este interpretată în istoriografia masonică ca fiind un angajament masonic. Foarte important pentru ce spuneai mai departe, cu ce spuneai la început, cu povestea cu trădările. Așa. Ce s-a întâmplat însă? Văzând că nu poate, că după alegerea lui Cuza și acceptarea lui și acceptarea acestei perioade provizorii, a început lupta între partide. Normal. Care să preia puterea, care să conducă guverne, care să, în continuare, se întâmplă următorul lucru. În decembrie 1861, Imperiul Otoman, sub presiunea germană și britanică, hotărăște să recunoască domnia. Tot așa, pe o perioadă limită, dar unirea principatelor, sunt un singur domnitor, a fost recunoscută oficial de Imperiul Otoman, care este actul juridic, să-l numim așa, în decembrie 1861. Prin urmare, se constituie un guvern condus de Barbu Catargiu, deci practic un guvern conservator, și aici fac iarăși o paranteză pentru a se înțelege niște lucruri legate de domnia lui Cuza. Barbu Catargiu a fost o personalitate conservatoare, un intelectual de mare rafinament, repet, care în timpul Revoluției în 1848 a plecat în Europa, în diferite capitale, și a văzut desfășurarea acolo, întorcându-se în țară cu o imagine profund negativă despre Revoluție și despre tot ce s-a întâmplat, ca fiind o nenorocire. Și convins că România trebuie făcut altceva. În primul rând trebuie anulată complet toată ideea revoluționară și a reformelor peste noapte, a deciziilor. Era și un mare moșier. Era, fără îndoială, fără îndoială. Era el considera, unul din vârfurile. El considera. Și atunci a venit, în momentul în care a fost numit ales prim-ministru în 1862, el a venit cu un proiect foarte interesant și ciudat în același timp pentru România. Unu. Sistem parlamentar britanic. Nu o vine să credeți. Nu. Și doi, economie de tip german. Ce înseamnă economie de tip german la momentul ăla? Că n-am cu industrializarea agriculturii, cu mecanizare, cu transformarea în ferme din țărani în fermieri. Deci cu întreagă revoluție agrară de care se petrecuse în Germania și încă se petrecea. Și iar mai fac o paranteză ca să înțeleagă. A existat o țară care tot, exact în perioada asta, a adoptat sistemul economic german. Danemarca, o țară mică, fără resurse, fără produse. În perioada interbelică, Danemarca aia mică a ajuns să depășească producția agricolă, eficiența agrară și toate astea România, care era considerată agrarul Europei. Danemarca depășea la nivelul de tractoare, la nivelul de batoze, la nivelul de toate mecanizare și așa mai departe. Este un text celebru al lui Iorga când se duce să facă o vizită în Catalunia, în Spania. Se întoarce de acolo și face o declarație și dumne, e un dezastru. Am văzut pământurile în Catalunia.
chiar face comparații astăzi. Este ca râșnița de cafea, totul este net, frumos, cultivat, parcele, totul. Ce nu spunea Iorga este că în Catalunia, ca și în Danemarca, o mare parte din țărănime a fost proletarizată, trimisă la orașe, dar la orașe s-a dezvoltat industrie, uzine, care au putut să transforme țăranii în muncitori. Așa de s-a produs urbanizarea, care la noi nu s-a produs. Am avut 71 de orașe sub 100.000 de, până și 6 orașe peste 100.000 locuitori și marea majoritate erau sub 100.000 de orășele. Așa, mult timp. Și deci noi nu am făcut, asta este un alt aspect foarte important. Deci reformele lui Cuza au fost de fapt impuse, iar ele s-au implementat, cum să spunem, au fost printr-o lovitură de stat. De ce? Pentru că Cuza a constatat că cu bătălia între partide, cu inexistența unei majorități solide în Parlament și mai ales îi trebuia ca unele legi să fie legi organice, legi constituționale, care trebuiau 3/4 din voturi. Deci era imposibil. Și atunci, cu pregătirea lui Mihail Cogălnicianu, Cuza a suspendat Parlamentul și s-a făcut domnie, așa numită domnie, cezaristă. Care nu era nici dictatură, dar i-au spus istoricii noștri. Bun, era un regim de autoritate personală. Un regim de autoritate personală, foarte bine spus. Problema e felul următor. Ia să ne uităm matematic pe cifre. 1859, 2 mai 1864. Ce înseamnă asta? 5 ani. Deci în momentul în care Cuza trebuia să abdice și să lase locul unui domnitor străin, el dă o lovitură de stat și rămâne la putere. Haideți să ne Alex, hai să ne oprim aici, da, cu această emisiune, pentru că vom continua săptămâna viitoare, sigur, vineri, cu acest moment, lovitura de stat a lui Cuza, aducerea principelui Carol, da, și, în funcție de cum ne descurcăm, Constituția de la 1866, da, foarte important, și așa, da, mai departe. Bun. Deci, doamnelor și domnilor, ne oprim aici cu, e adevărat, cu un sentiment de insatisfacție, dar vă promitem că continuăm săptămâna viitoare într-o... Nu s-au spus destule. Nu, și trebuie să vorbim puțin despre Cogălnicianu. Sigur. Pentru că este o figură care e trecută cu vederea, deși el este un reformator prin excelență. El nu, da, apare, da, odată cu Alexandru Ioan Cuza. Da, da, da. El este un revoluționar prin excelență. Noi tot avem imaginea tipului bonom cu ochelari, da, rotunzi, care, da, pare așa un soi de contact. Întreaga anecdotică și pe seama, da, lui. E un personaj absolut fabulos în, da, da, în istoria României. Dovadă că va fi preluat și de Carol, principele Carol. Da. Dar haideți să ne oprim aici. Vă mulțumim foarte mult pentru atenție. Ne revedem vinerea viitoare la ora 12 cu un nou episod din istoria loviturilor de stat în România. Vă mulțumim!